Primăria Golești a promovat două proiecte extrem de necesare pentru comunitate, alimentarea cu apă și canalizarea, dar doar prima dintre ele a reușit să obțină finanțare. Și asta după 2 ani de așteptare. Cu apă, dar fără canal, locuitorii din 5 sate vor râde cu un ochi și vor plânge cu altul. Investiția se ridică la 80,5 miliarde lei vechi și stă să înceapă cât de curând. Abia aștept să dăm ordinul de începere, să vadă cetățenii că totuși mereu mă întreabă când și când. De fapt, au durat aproape 2 ani de zile până cu atâtea documente și hârtii să putem ajunge la început. Investiția e pe PNDL? Da. Că la final, bine, dânsii și și-au luat garantul că în 12 luni e gata. Deci, și așteptăm, poate cumva, să ne treacă și celelalte care le-am depus, sunt depuse, canalizare și infrastructură. Majoritatea oamenilor întreabă și de canalizare, dar mai mult de infrastructură, care comuna este așa cum este, ca întindere este foarte mare, populația e puțină, dar avem drumuri care merg poate la 3 km, începe să fie câte o casă e școală, dar oamenii până acolo nu au cu ce ajunge. Și vin să vaită că... Da, așteptăm să vină bugetul, să putem să băgăm în zonele de sus, să băgăm piatră, să... Deja... Piatra, știți bine că nu e o soluție, nu a mai fost o discuție. Nu este. Vine ploaia, spală piatra, o aduce este, în vale. Dar cetățeanul, deci după cum am văzut că n-am făcut decât 2 km și așa din bugetul local de asfalt și deci speranțe nu prea mai am că pot să mă duc să mai execut. Mă gândesc că dacă aș putea să mai fac bani, ce gândesc eu, încă vreo 2 km, să pot cât de cât să las piatra să meargă în partea de sus, acolo unde cu adevărat cetățenii suferă. Deci și de piatră sunt mulțumiți, numai să nu mai stea prin namul atâta își ia o pereche de cime să poată să ajungă la autobuz și după aceea lasă cimele și își ia pantofii să poată meargă la oraș sau la magazine une. Investiția asta de alimentare cu apă, ce valoare are, domnule primar? Deci, fără TVA, adică cu TVA tot, 80 de miliarde 500. Cu TVA cu tot. Sigur, ea rezolvă doar jumătate din problemă, că dacă nu va aproba și canalizarea, nici nu știi dacă să te bucuri sau să te întristezi că ai alimentare cu apă și n-ai canalizare. Spre exemplu, în cele două sate de jos, unde avem apă, s-au legat în jur de 250-260 de oameni, dar sunt atât de nemulțumiți din cauza asta, pentru că degeaba le-am băgat, degeaba au apă și mulți au fose, dar gândiți-vă ce rău ești cu fosele, unii au, unii n-au, că n-au posibilitatea să facă, n-au teren, n-au unde să-și facă și toți care nu au, le dă drumul pe șanț să duce peste teren, peste casele altora, îl dă, care stă deasupra îi convine, îl care stă din jos, nu-i mai convine. Da, este o problemă, ne-aș fi dorit foarte mult să avem canalizare, ne dorim foarte mult, dar dacă nu s-a putut, ne-a tăiat, nu ne-a luat în considerație. Problema se pune că n-am putut să rezolvăm până acum cu calamitățile care le-am avut deja, au început să plece tot în zona Bridari și alte terenuri tot deasupra celor care au plecat. Și se pune o problemă pentru că s-ar putea ca jumătate care au terenuri în sus să nu mai poată să mergă la proprietăți în cauza unui negru de teren, care și acolo nu sunt luați în considerație, n-am fost luat. N-ați primit bani de pentru, descubire? N-am primit decât pentru ce 3 punți, atâta. 3 punți prietenale și restul nimic. Avem asfaltul în sus pe marginea sâmnicului, pentru că acest sâmnic ne duce foarte multe daune, atât pentru terenul, cât și pentru infrastructură. În schimb, pentru situațiile de urgență, însemnând terenuri care au luat-o la vale sau drumuri afectate, Primăria Golești mai așteaptă și acum banii.